Seara bună! Bună ziua, bună ziua! Seara bună, doamnă! Ce doriți? Băi, dacă aici scrie VC, ce aș putea să doresc? Orice! Unii vin la mine cu valută. Valută? Da. Dar cine dă valută pe cei mata aici? Ei, da, nu vin domne să-mi dea mie valută, vin să schimbe. Cum adică să schimbe? Păi ăștia sunt șmenarii, dar mai vine câte o pereche de ambigeni. Da, ambice? Ambigeni. Ăștia ce sunt? Sunt băieți de aia care de fapt sunt fetițe. Și ce fac? Ei, eu știu ce fac, să joacă și ba lapte gros, ba capra. Capra? Da. Lapte gros? Da. Păi au loc în cabină? Au, domne, au, că ei funcționează ca păpușile alea rusești. Intră unii, intră alții. Matrioșcă. Matrioșcă, știu că am fost turist. Da. Dar cei mai rentabili, să știți, e că sunt ăia care n-au casă. Adică domne, că... ăia vin aici și dorm ca împărații. Cum ca împărații? Petron. Petron? Da. 350 de lei ora. Dar cum ați calculat? Păi 6 ori 10 minute. Stați tip treabă mare. Da. Nu-i cam mult? Păi da, e cu TVA, domnule, că noi suntem privatizați, dar dacă dumneata vrei gratis... Ia du-te dumneata la closetariatul Camerei Deputaților, să te văd. Ia, du-te. E ușor de zis, dar greu de ajuns. Eu aici la dumneata trebuie să repede. Da, deci vrei să te servești la mine, am înțeles. Deci, cu ce treburi pe la noi? Doamnă, o treabă mică și mai vedem dacă... Bun, 3,50 lei, da? Și mergi dumneata mai încolo, acolo, în stânga, da, n-am decât locuri în picioare, da? Așa. Alo. Ia. Doamne, stai puțin, doamnă. Rege Ciușă, doamnă, acolo, doamnă. Alo, măi, stai puțin. Da, păi... De ce, doamnă, ce s-a întâmplat? Mi-ați dat asta, a? Păi, dar n-am, atâta am, 100. A, 100? Da. Foarte bine, atunci eu n-am să vă dau rest. Păi și eu ce fac? Păi, faceți de toți bani, eu știu. Păi, dar ce bani, sunt Camila? Nu știu, doamnă, dați un telefon, chemați un prieten, chemați familia, colegii din armată, ce știu eu? Doamnă, vă promit, când o să fac nuntă, vin aici cu toată nunta, doamnă. Avem umor, doamne, îmi pare rău, nu se zice hai cu nunta la, se zice hai cu nunta la spital, nu. Doamnă, vă rog să mă iertați, devine presant. Păi, doamne, stai puțin, hai să ne înțelegem. Dacă vrei dumneata, eu de banii ăștia îți fac abonament. Abonament? Da. Doamne, eu sunt din provincie, doamnă, n-am timp de abonament, doamnă. Aște provincia! Apropo, ați văzut reclama noastră? Ce reclamă, doamnă? Da, și pe TV, dar cel mai mult pe radio. Pe radio sunt așa, lume mare, lume mică, intră la noi fără frică, super, mondo! Pipilică, intri grăbit, îngruntat, ești lejer și ușurat. Ușurat, asta vreau și eu. Asta vreau și eu, doamnă. Bine. Stai, că nu e rezolvată. Dumneavoastră vreți să intrați acolo? Foarte bine, ne gândim la o modalitate. Sunteți veteran de război? Dar nu. Nu, handicapat? Bă, mai am puțin. Da, să știți că era bine dacă erați handicapat, pentru că eu vă făceam o reducere. Doamne, se întâmplă o nenorocire, se întâmplă o explozie, doamnă. Auziți? Nu, că eu fac un sondaj. Știți, mereu m-am întrebat, domne, dacă ar fi să fie o nenorocire, pe cine am salvat, dumneavoastră, de pildă? Pe cine ați scăpat? M-aș scăpa pe mine, doamnă. Doamnă, aveți grijă că nu mai am puțin și fac poc. Poc. Nu-i frumos. Păi ce am învățat noi în cei 7 ani de acasă? Da, stăteam pe uliță, doamnă, uliță aveți? Bravo, să știți că asta este o idee. Eu când mă extind, o să-mi așez și 2-3 olițe, o să-mi iau secretară, o să-mi pună hârtia igienică. Doamna Pepilică, nu mai pot, doamna Pepilică. Și păi ce? Nu mai pot. Dumneata de sătul, dar alții nu se pot. Ați văzut filmul Stejar, extremă urgență? Toată lumea l-a văzut. Da. De ce? Păi cum de ce? Noi vom copac pe aici, nu știți, vom pom ceva, un lan de porumb. O pădure și un lan de porumb la 18 km. 18 km și... Da. Și până atunci ce fac, Duduie? Păi una, alta, eu știu. Și una, alta, Duduie, doamne, fie vă milă, doamne. Fie vă milă de mine, doamne, mă rog frumos. Gata, domne, gata, hai că am vorbit destul, ne-am împrietenit. Uite, mi s-a făcut milă de dumneata. Te duci dumneata în sus, da? În sus, la etaj, te duci acolo. O berărie. O berărie, se schimbă banii? Nu vă schimbă, nu vă schimbă banii ăștia decât cu o consumație minimă. O consumație minimă? Da. Și care e consumația minimă? 3 halbe. Halbe, 3, bere îmi trebuie. Da. Bere îmi trebuie mie! Bere îmi trebuie mie! Bere, doamne! Ce aveți, domnule? Berea este foarte bună. Da. Berea face diureză. Diureză? Și până înapoi ce fac? Bați recordul mondial la viteză. Da. Duduie, am plecat că mă taie, Duduie. Hai, la revedere! Dacă nu vii, auzi banii ăștia?